Stimate domnule prim-ministru Dorin Recean, stimate doamna ministru Ala Nemirencu, stimați reprezentați ai mass media, stimați colegi, onorată asistență, astăzi avem un eveniment foarte frumos, foarte mult, de mult așteptat, un eveniment care vine să completeze un obiectiv realizat de noi, grație suportul Ministerului Sănătății, conducerii de vârf a Republicii, grație echipii noastre de experți, medici, bioingineri care au conlucrat cu echipa din România și, după cum vedeți, avem parte de această surpriză frumoasă, 41 de autosanitarii care se realizează pentru un proiect mai amplu. Aceasta este prima tranșă de 41. În septembrie-octombrie urmează tranșa a doua, 21 de autosanitari. Și cum spuneam, și este bine cunoscut faptul că pentru noi unealta principală de muncă este autosanitară. Autosanitară care trebuie să fie dotată cu utilaj modern, cu metode rapide de diagnostic, da, cu echipamentul necesar. Iată aceste ambulanțe, grație, cum spuneam, unei colaborări foarte frumoase cu echipa din România, le avem deja în arsenalul Serviciului de Asistență Medicală de Urgență și eu vreau să accentuez că 80%, domnul prim-ministru, doamna ministru, 80% din aceste mașini merg în localitățile raionale, în stațiile de asistență medicală urgentă raionale și punctele de asistență medicală rurale. Deci este o realizare frumoasă, având un parc de aproape 500 de autosanitare, desigur că ne dorim ca în fiecare an să ne înnoim cu 60, 80, până la 100 de autosanitare, pentru că este și firesc, având în vedere specificul activității noastre, da? Utilizarea acestei ambulanțe sud cam prejur, condiții meteo nu de fiecare dată favorabile, da? Drumuri pe alocuri nu atât de practicabile. Deci uzura acestor autosanitare, după cum cunoaște și a parcului, astăzi este peste 70%. Deci ne dorim și suntem ferm convinși că având acest obiectiv de renovare a parcului auto de 20% în fiecare an, suntem convinși că vom reuși în câțiva ani ca să renovăm parcul de autosanitare. Pentru că vorbim nu doar de renovarea fizică propriu-zisă, vorbim de, am spus, de calitatea acestor autoambulanțe, vorbim de echiparea lor, de ansamblarea lor. Apropo, avem o ansamblare foarte reușită, cu toate echipamentele radio deja instalate, cu amplasarea echipamentului medical reieșind din cerințele dumneavoastră practice care le-ați înaintat față de colegii din România și deja v-ați convins că este o autosanitară care de fapt este B conform standardelor, da? Dar de fapt ea corespunde unde e ambulanță C. E așa? Așa este. Deci eu vreau să vă felicit cu această ocazie, să vă doresc sigur tot timpul unde verde în activitatea dumneavoastră, să vă impuneți cu capacitățile dumneavoastră, aptitudinile și respectiv populația noastră să beneficieze de servicii medicale de asistență la etapa de prespital. Sigur că, spuneam, mizăm în continuare pe aceeași susținere, pe aceeași susținere și înțelegere din partea partenerilor externi, ca în viitorul apropiat, cum spuneam, să avem această renovare 20% în fiecare an. Și atât în acest context vreau să ofer cuvântul doamnei ministru Ala Nemirencu, care cred că ne va spune mai multe la acest capitol. Doamna ministru, poftiți! În primul rând, bună dimineața, stimați colegi, și vreau să vă spun că ploaia nu ne stric planurile, din contra vine să demonstreze că dumneavoastră nu activați totdeauna în cele mai favorabile condiții
Și atunci când vorbim de soare, foarte des este caniculă și ne aducem aminte cum ați activat în perioada pandemică, când în ambulanță, în acele costume, era practic insuportabil. De asemenea, zăpadă, deci drumuri în zone rurale care sunt mai greu cumva de depășit. Și trebuie să ne bucurăm că, de fapt, ploița vine să sublinieze cât de grea este și activitatea dumneavoastră din punct de vedere a condițiilor fizice. Eu mă bucur împreună cu dumneavoastră că ne-a reușit foarte mult să realizăm în acești 2 ani și ceva, deoarece cunoașteți că exact în vara lui 2022 am pornit, deci, asigurarea, procesul de asigurare a Centrului Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească cu ambulanțe noi și cunoașteți că foarte mulți ani dumneavoastră ați fost într-o perioadă foarte lungă de așteptare. Vreau să mă bucur împreună cu dumneavoastră că ne-a reușit foarte mult, atât din condițiile proiectului pe care noi îl deținem și este destul de important, care ține de modernizarea unităților de transport pentru centrul dumneavoastră, dar de asemenea și cu suportul partenerilor străini, cu ajutorul cărora am primit ambulanță pe parcursul anului trecut și anului acesta. Aceasta este Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și de asemenea Organizația Internațională a Migrației, dar și din banii proprii în care plătim noi cetățenii contribuții, ne-a reușit să îmbunătățim parcul dumneavoastră de ambulanță, care necesită permanent reînnoire, deoarece, într-adevăr, ambulanța nu este ca omul, autosanitara nu are odihnă și activează permanent și, desigur, că gradul de uzură se instaurează destul de rapid. Și vreau să subliniez că doar în 2 ani și puțin, parcul dumneavoastră s-a reînnoit total cu 184 de autosanitare, după cum am subliniat, din diferite resurse. Aceste 41 de ambulanțe pe care astăzi o să le distribuim au un cost de 3,5 milioane de euro din lotul total de 62 de autosanitare pe care le-a achiziționat Ministerul Sănătății în contextul implementării proiectului Modernizarea Unităților de Ambulanță a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, care este finanțat în baza acordului cadru deci dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Eu aș vrea să subliniez că, și să repet ce a spus domnul vicedirector, că ambulanțele merg în marea majoritate a lor în zonele rurale, îmbunătățind în primul rând condițiile dumneavoastră de activitate, deoarece o autosanitară este oficiul dumneavoastră de lucru, este de fapt instrumentul cel mai important în activitatea medicului urgentist și a echipelor de asistență medicală urgentă și 11 din ele doar rămân în Chișinău, 3 în zona centru și câte 2 în toate celelalte sectoare, Botanica, Buican, Ciocanu. Deci 9 vor merge în regiunea centru a țării, la Mereni, Aninu Noi, Coșnița, Hâncești, Cărpineni, Ialoveni, Puhoi, Nisporeni, Orhei și Ungheni. 13 vor merge spre regiunea Nord, 2 rămân la Bălți și după aceasta la Briceni, Dondușeni, Iedineț, Glingeni, Florești, Glodeni, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Telenești, Căzănești și 8 în regiunea Sud, deci în Cantemir, Gotești, Leova, 2 la Ștefan Vodă și în unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, în Ceadăr Lungă, Vulconești și în Congaz Comrat. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră de fiecare zi. Vreau să vă rog să rămâneți tot atât de fermi și îmbunătățindu-ne competențele noastre profesionale, stând la straja sănătății populației Republicii Moldova, făcându-ne cu onoare, sincer, corect, profesia și bucurând oamenii că, într-adevăr, statul are grijă de sănătatea lor. Sunteți unul din cele mai importante elemente în toată structura sistemului de sănătate, deoarece dumneavoastră veniți în ajutor în cele mai grele și de cumpănă clipe, atât în cazul persoanelor, în particular, cât și atunci când este vorba de calamități naturale sau artificiale. Deci centrul dumneavoastră este foarte important, astfel vom investi inclusiv în capacitățile centrului de instruire ca să putem să ne aliniem
absolut la toate standardele internaționale și să ne mândrim că avem un serviciu de asistență medicală de urgentă la cele mai înalte nivele. Deci eu vă felicit și vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea de fiecare zi pe care o faceți împreună, începând de la personalul din centru, șofer ambulanță, deci personalul sanitar, infirmier, felcer, medici. Și sper să avem cât mai mulți tineri care vin la noi în serviciu în fiecare an de absolvire. Mulțumesc! Mulțumim, doamna ministru! Stimați colegi, vreau să spun că fiecare întâlnire a noastră cu conducerea de vârf a Republicii este una pe măsură și emoționantă și plină de, să zic așa, de o încărcătură psihologică, dar în special este motivant. Este motivant prin aceea că toate realizările obiectivelor noastre sunt vegheate, dacă aș putea spune așa, de conducerea de vârf a Republicii, pentru că avem astăzi siguranță, avem pace, avem condiții bune de activitate, avem salarii decente. Sigur că nu uităm că suntem și rămânem fideli jurământului Hipocratei, dar în același timp avem și o dorință neclintită de a cunoaște o lume mai civilizată, de a intra în lumea țărilor civilizate, de a avea o perspectivă clară de dezvoltare, de a avea salarii și pensii decente și, desigur, de o perspectivă pentru urmașii noștri, copiii și nepoții noștri. În acest context, permiteți să ofer cuvântul domnului prim-ministru Dorin Recean. Mulțumesc, domnul vicedirector. Colegi, în primul rând, felicitări. Totuși, președinta Sandu a trasat guvernului o sarcină. Astfel de achiziții să nu mai constituie un eveniment special, iată, cu multe camere și așa mai departe, dar să devină normalitatea noastră, unde noi avem echipamentul necesar, avem toate aceste ambulanțe de intervenție cu care să salvăm vieți. Pentru că fiecare viață contează. În cazul serviciilor pe care le acordați și intervențiile pe care le acordați dumneavoastră, mai există o nuanță, și anume demnitatea umană. Și eu vreau să mulțumesc CNAMUP-ului, pentru că atunci când face aceste intervenții este foarte atent și are grijă să respecte demnitatea umană a celui care se află în dificultate. Noi trebuie să avem și vom construi capacitatea de a interveni și să fim la o distanță nu mai mare de 15 minute de pacientul pe care trebuie să-l salvăm, în așa fel încât fiecare viață care poate fi salvată să fie salvată. Eu știu că nu este ușor, eu știu că dumneavoastră deseori aveți nevoie să mai conciliați psihologic acei oameni care sunt în dificultate și atunci este o șarjă peste dumneavoastră și din acest considerent, în numele tuturor celor pe care i-ați salvat și a familiilor lor, vreau să vă mulțumesc. Vom continua acest efort de echipare și nu doar în CNAMUC, dar în general în sistemul de asistență medicală și nu doar. Observăm cum țara noastră se schimbă la față. Și aici, în calitate de prim-ministru, trebuie să spun că avem să alegem să transformăm sistemul rapid sau să transformăm sistemul doar în măsura în care ne permite capacitatea noastră bugetară. Și atunci, la 20 octombrie, vom răspunde împreună cum ne dorim și cu ce viteză ne dorim să schimbăm țara noastră în bine. Că este vorba despre servicii medicale, că este vorba despre servicii educaționale, că este vorba despre drumuri, grădinițe și așa mai departe. Iarăși, vom persista ca să ne mișcăm foarte rapid în această transformare. Sistemul medical, și aici vreau să apreciez insistența și, cum să zic eu, determinarea ministrei Nemerenko, a beneficiat de o investiție de peste 3 miliarde de lei în ultimii ani. A fost o investiție necesară,
o investiție în asigurarea serviciilor de sănătate. Avem oameni foarte buni și cei care sunt aici, care vă văd, și cei care sunt în clinicile și spitalele noastre, și vom echipa cap-coadă sistemul medical ca să putem să salvăm fiecare viață. Nu contează că se află la Chișinău sau că se află la Nord sau că se află la Sud. Vă mulțumesc mult încă o dată. Mulțumim, domnule prim-ministru. Chiar mi-ați adus aminte de un eveniment când un demnitar de stat, când s-a început realizarea reformei în serviciul de asistență medicală urgentă, spunea că important să-i aduceți pe toți la Chișinău, că urgența în Chișinău trebuie să fie, la care noi am spus, nu, noi facem reforme pentru toată țara. Și iată că, în sfârșit, cu adevărat, serviciile medicale prespitalicești sunt la același nivel, fie la Nord, fie la Sud, fie la Chișinău, fie într-o localitate sau într-un punct de asistență medicală din teritoriul țării. Mulțumim tare mult, avem și noi obiective, trebuie să recunoaștem, și mă folosesc de ocazia că sunteți și dumneavoastră prezent astăzi. Avem și noi obiective, să zic așa, îndrăznețe. Continuăm în câteva direcții cheie, asigurarea serviciului cu tot ce este necesar, contemporan, util, din punct de vedere profesional argumentat, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, crearea condițiilor funcționale și bune de activitate, motivarea personalului medical și, în ultimul rând, motivarea lui, nu numai financiară, dar și non-financiară. De aceea, colegii din substanțe, din puncte care sunt astăzi prezenți, cunosc planul nostru de activitate, este un plan ambițios pe care, cum ați remarcat și dumneavoastră, noi deja ne-am determinat să fim foarte uniți, foarte siguri pentru a spune, în primul rând, țării, dar și instituții noastre, a spune un ferm da pentru referendum, un ferm da pentru ca țara să dezvolte, un ferm da pentru ca instituția să continue realizarea obiectivelor sale. Stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră, o să o poftesc pe doamna ministru ca să amânăm pentru fiecare echipaj, să amânăm cheile acestor autosanitare. Vă rog, doamna ministru. Punctul de asistență medicală urgență din Mereni. Echipajul? Deci, cum spune la țară, știți, ăsta să-l folosiți cu alții, să vă nuiți, vă dorim. Da, știți-i mult. Deci așa. Deci stația de asistență medicală urgență Hâncești. Poate trebuie să vină. Sigur vă doresc, da. Deci, Cărpinieni. Ialoveni. Stimați colegi, onorată asistență, având în vedere programul încărcat a domnului prim-ministru, o să revenim la mânarea plicurilor, dar acum rugăm să mișcați mașina noastră, care vrem să o demonstrăm pentru domnul prim-ministru, 5 minute. Da, vă rugăm.
și respectiv revenim pe urmă. Da, mulțumim. Domnul Leonid, sunteți pe loc? Thank you.
Haideți o poză de grup. Partea asta, partea asta, ca noastră. Prindem toate Centru și nou.
încă una, într-o rutină și mi-aduc aminte în 22 când a fost primul eveniment și foarte mulți ani nu ați primit ambulanții. Ambulanțele trebuie să vină permanent să înlocuiască automobilele vechi, deoarece într-adevăr rata de uzare este foarte înaltă în comparație cu alte automobile și alte servicii. Eu vreau să vă doresc în primul rând siguranță în trafic și doi să conștientizați de fiecare dată că viața omului este în mâinile dumneavoastră și sunteți fiecare mici dumnezei acolo în ambulanțele dumneavoastră și la domiciliul pacientului și să faceți absolut tot pentru ca să-l salvați, să-l ajutați, să aveți mai multă empatie, mai multă răbdare, poate decât este necesar, fiindcă asta este, în special în zona rurală, oamenii noștri au nevoie de mai multă căldură, de mai multă atitudine. Și noi suntem cei care trebuie să le oferim. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru curajul dumneavoastră de a rezista în această specialitate care este destul de grea pe parcursul vieții, induce o oboseală cronică și asta este adevărat, nopți nedormite, condiții de muncă, în special atunci când ambulanțele nu corespund cerințelor și este sau prea cald sau prea frig sau nu aveți echipamentele necesare. Noi la Ministerul Sănătății o să facem absolut tot posibilul ca dumneavoastră niciodată să nu raportați mai mult de un procent normal de 10-20% din tot parcul de automobile care intră în uzură permanentă și trebuiesc schimbate, dar o să rugăm foarte mult, într-adevăr, și dumneavoastră să ridicați standardele acordării asistenței medicale la cel mai înalt nivel, fiindcă cetățenii țării noastre, părinții noștri, rudele, vecinii, prietenii, într-adevăr merită o așa atitudine și un așa tratament din partea sistemului medical. Eu vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru tot ce faceți dumneavoastră. Ne bucurăm de fiecare dată când vă putem trimite cadre tineri care finalizează rezidențiatul. Sperăm să rămână toți de astăzi înainte acasă, să meargă în afară doar pentru instruiri și creștere profesională, ca toți împreună, într-adevăr, să construim un sistem medical așa cum îl așteaptă absolut toți. Și prin toate acestea noi am demonstrat că, de fapt, se poate. Și nu este nimic în viață imposibil, doar trebuie să-ți dorești foarte mult să muncești și totdeauna o să găsești căile de rezolvare, deoarece eu sunt fermă în credința mea că cetățenii acestei țări merită absolut
tot ce au cetățenii altor țări mult mai dezvoltate și trebuie doar să muncim mai mult și să avem o mai mare dragoste față de această țară. Să aveți o zi bună, să aveți un drum ușor până acasă, să vă bucurați de aceste ambulanțe. Noi vă promitem că o să venim permanent cu altele noi, astfel ca să nu existe practic nicio ambulanță cu uzură care ar prezenta pericol pentru dumneavoastră sau pentru pacient. O zi bună să aveți! Stimați colegi, onorată asistență, doamna ministru, apreciem foarte mult efortul dumneavoastră, apreciem schimbările care le propuneți în sistemul de sănătate, reformele care sunt în derulare continuă și, desigur, tot ce faceți dumneavoastră privind asigurarea sistemului cu utilaj medical performant, pregătirea cadrelor și, în ultimul timp, atragerea investițiilor prin diferite proiecte care vin să îmbunătățească și infrastructura, și echipamentele, și metodele de diagnostic, și acele proceduri internaționale deja aprobate, care urmează să fie implementate în țara noastră. Permiteți-mi și apropo, mi-a plăcut că dumneavoastră, în mod special asta vreau să recunosc, că noi avem crezul nostru, este stipulat inclusiv că imposibilul poate oricând fi împărțit în posibilități. Sper că aceasta este deja un crez a sistemului de sănătate de întregime. Ne bucurăm că dumneavoastră apreciați serviciul de urgență și din partea colegilor și din partea mea personală. Vrem să vă încredințăm că facem tot posibilul ca calitatea serviciilor medicale, ca motivarea personalului medical, ca comunicarea eficientă, care este un element foarte important în acordarea asistenței medicale, toate acestea să fie permanent în discuții, toate acestea să fie în procesul de instruire și noi să ne prezentăm cât mai bine și să avem satisfacția și mulțumirea tuturor pacienților. Permiteți-mi din partea colectivului să vă mulțumim încă o dată mult pentru tot ce faceți în sistemul de sănătate și să vă spun eu că vă apreciem și florile prețuirii și recunoștinței sunt pentru dumneavoastră. Mulțumim! Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu să transmit colegilor, în special colegilor de la Ministerul Sănătății, aceste flori, dar eu vreau mai mult să nu ne apreciem munca. Eu sunt recunoscătoare, dar noi trebuie să ne facem toți munca. Eu am venit la minister ca să fiu în slujba dumneavoastră și a țării noastre. Uneori nu este ușor, așa cum și dumneavoastră nu vă este ușor. Noaptea, în frig, în zăpadă, cu pacientul uneori muribund pe mâinile dumneavoastră și noi trebuie să ne facem toți munca cinstit, corect, și atunci eu cred că noi o să ieșim din etapa aceasta noastră de tranziție în care cumva ne-am poticnit prea mulți ani și eu nu consider că aceasta este meritul meu, sincer vă spun, este meritul întregii echipe la minister, clar că ministrul pune presiune pe toată lumea, dar credeți-ne, o facem din tot sufletul, cu multă dragoste, cu multă dăruire, atunci când ni se primește, ne bucurăm împreună cu dumneavoastră, când ceva nu merge, de asemenea ne întristăm ca toată lumea și eu cred că aceasta e datoria noastră și poate uneori la ministerii trebuie să muncească mai mult decât în teritoriu pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia într-adevăr de o infrastructură bună, de condiții bune, de instruiri, de salarii bune, fiindcă perioada de așteptare a fost foarte lungă. Eu personal, ca medic, toată viața tot am așteptat ceva să se întâmple. De asta poate și depunem toți atât de mult efort. Eu vă mulțumesc mult, dar vreau să înțelegeți că este efortul întregii echipe a ministerului și inclusiv și a dumneavoastră, a tuturora, și aceasta este o datorie și nu este un privilegiu. Vă mulțumesc foarte mult, să aveți o zi bună și multe succese și, după cum a spus și domnul prim-ministru,
noi așteptăm foarte mult, deci, pentru ca toți dumneavoastră, toți împreună, într-adevăr, să ne apreciem care este parcursul țării pentru următorii ani. Deci, în luna octombrie, viitorul țării este mâna noastră și ați văzut câte ambulanțe au venit din donații și acum discutăm cu alți parteneri internaționali pentru reanimobile. Ne dorim foarte mult să îmbunătățim parcul de reanimobile, mai ales că dumneavoastră a suat acest transfer intraspitalicesc în subordinea CNAMUP-ului și aveți nevoie de foarte multă și bună și puternică infrastructură pentru ca să putem într-adevăr salva viețile la timp oportun. O zi bună tuturor! Mulțumim! O să vă rog, stimați colegi, să ne apropiem de autosanitare, ambulanțe, urcăm, așa cum am convenit. Deci, prima echipă este echipa de la sud, pleacă, echipajul de poliție așteaptă, următoarea echipă e echipa nord, așa, și ultimii, echipa centru. Vă rugăm frumos, în ordinea care am convenit cu dumneavoastră anterior.